Numele meu este Jack Fresco. Sunt proiectantul proiectului Venus în Venus, Florida. Banii au fost un avantaj proiectat de om acum mulți ani. Se obișnuia să cară un sac de mere să schimb pentru tomate. Acesta a fost comerțul în trecut. Dar când ai inventat banii, transportai obiecte mai mici și era mai ușor să reprezinți merele, roșiile sau ouăle, dând persoanei o monedă în loc să aduci 50 de ouă și găini. Banii reprezentau o valoare convenită să reducă bagajele ce conțineau obiecte grele. Mai târziu au devenit cel mai corupt intermediar din lume. A corupt oamenii, s-au plătit care pe care. Dacă vrei ca un parlamentar să se comporte în interesul tău, pui o anumită sumă de bani și îl ajut să fie ales și acea persoană îți rămâne datoare. La fel e și la companiile de medicamente, companiile auto, băncile. Toate sistemele din lume care folosesc bani sunt în principiu corupte.